Internauții cer răspicat, Ana Porgras în locul Roxanei Nemeș, la Survivor România. Ipoteza halucinantă a momentului. Totul despre petiția care a ajuns la 80.000 de semnături. Fanii Survivor România sunt extrem de afectați de plecarea din competiție a faimoasei Ana Porgras și semnează masiv petiția prin care solicită reducerea ei în competiția de la Canal 3. Fanii show-ului Survivor România 2021 au luat cu asalt internetul și solicită reducerea Anei Porgras la Survivor, emisiune de la care campioana mondială la gimnastică a fost eliminată duminică seara. 80.000 de internauți cer întoarcerea Anei Porgras la Survivor. Petiția online prin care se solicită reducerea Anei Porgras la Survivor a ajuns la aproape 80.000 de semnături în aproximativ 30 de ore de la momentul în care a fost lansată. Inițiatoarea ei își fixase ca target strângerea a 5.000 de semnături, însă succesul acestei campanii a luat-o prin surprindere inclusiv pe aceasta. Practic, 5.000 de semnături pentru reducerea Anei la Survivor au fost strânse în aproximativ o oră, după care, până luni seara, petiția fusese semnată de 50.000 de oameni. Marți, în jurul orei ora 15, petiția ajunsese la aproape 80.000 de semnături. Fanii propun o metodă inedită de reducere a Anei Porgras în show-ul Survivor. Ea ar putea să o înlocuiască pe Roxana Nemeș, faimoasa care a părăsit competiția din motive medicale. Regulamentul prevede ca în cazul unor accidente, un concurent să fie înlocuit de o rezervă care intră în locul acestuia în echipa respectivă. Regulamentul nu prevede însă posibilitatea întoarcerii unui concurent care deja a fost eliminat. Ana, nominalizată de Jador. Ana Porgras a părăsit competiția Survivor România duminică seara, în urma votului publicului. Gimnasta fusese nominalizată cu câteva minute înainte de Jador, care a ieșit din nou omul săptămânii. Astfel, la final, la eliminare au fost faimoșii Sebastian și Ana și războinicii Marius și Melina. Ana Porgras a fost concurenta cu cele mai puține voturi de susținere dintre toți cei patru și a fost anunțată că va pleca acasă. Vestea a venit ca un șoc, Jador și i-a pus mâinile în cap, iar Zani a început să plângă în horhote. În România, fanii și-au manifestat dezacordul pentru rezultatul de duminică prin 10.000 de mesaje postate pe conturile de socializare. De ce o iubesc românii pe Ana Porgras? Ana Porgras se află încă în Republica Dominicană, de unde a intrat live și le-a mulțumit pentru susținere fanilor care au semnat petiția. Ea este așteptată acasă în a doua parte a acestei săptămâni. Ana Porgras a reușit să intre la inima fanilor emisiunii Survivor prin rezultatele excelente de pe traseu și prin felul ei de a fi. Practic, Ana nu a intrat în niciun conflict de la venirea la Survivor și ea a fost cea care a încercat să-l tempereze pe Zani, atunci când acestuia i-o mai lua gura pe dinainte.